Târgul de Paște din centrul Sucevei și-a deschis porțile. Zeci de meșteri populari din Suceava, Neamț și Botoșani îi așteaptă pe vizitatori cu produse autentice. De la târg nu lipsesc încondeietoarele de ouă și nici producătorii locali de lactate și mezeluri. Aici avem cârligul ciobanului, frunze de stejar, coarnele berbecului. Unde l-am pus? Uitați-vă aici, coarnele berbecului. Așa, cărarea rătăcită, steaua. Deci sunt foarte, foarte, foarte multe denumiri tradiționale bătrânești. De la simboluri folosite de bătrânii satului. Da, da, de părinții, bunicii, străbunicii, deci din generație în generație. Și acum am și eu, fetele și nepoatele încondeiază. Încondeiez și eu. Încercăm să păstrăm tradiția în continuare în Bucovina, să ducem cât mai departe, să nu se piardă. Cât costă un ou? Avem și la 10 lei, și la 25 de lei, și la 15. E multă muncă la ele. Da, e o muncă foarte migăloasă, trebuie să fii foarte mult la ele să stai. Dar e o pasiune pe care nu vrem să o pierdem. Spre deosebire de ani anteriori, organizatorii târgului nu au mai expus în centrul Sucevei iepurii din beteală. Esplanada Casei de Cultură este ornată diferit. Întrucât se apropie sărbătorile de Paști, ne-am gândit anul acesta să ornăm în mod diferit centrul Sucevei. Am pus ornamente luminoase care sunt specifice sărbătorilor pascale, un număr de 25 de căsuțe unde meșterii populari își vor expune produsele specifice sărbătorilor. Un obiect nou este poarta din lemn specifică bucovineană și cu multe roabe și care din lemn încărcate cu ouă de Paște. Sper ca sucevenilor să le placă aceste ornamente. Anul acesta nu am mai pus cei iepurași vechi cu peteală care știu că nu făceau plăcere sucevenilor. Târgul de Paști se va închide pe 6 aprilie. Evenimentul este organizat de Primăria Suceava și Consiliul Județean.